În această lecție vom vorbi despre produsul cartezian a două mulțimi și reprezentarea unui produs cartezian pe un sistem de axe ortogonale. Vom începe cu definirea produsului cartezian și vom alege două mulțimi A și B nevide, iar produsul cartezian dintre A și B, notat astfel, A ori B, va fi mulțimea perechilor de numere x, y, cu proprietatea că x este din A și y este din B. Pentru a înțelege mai bine, vom încerca și câteva exemple. Amic. Avem mulțimile A egal cu 1, 2 și B egal cu 3, 4. Și vom efectua produsul cartezian A ori B. Conform definiției, obținem o mulțime de perechi de numere. Primul număr este din mulțimea A, iar al doilea este din mulțimea B. Și vom începe cu primul element al mulțimii A, 1, care formează perechi cu toate elementele din mulțimea B. Deci vom avea perechile 1, 3 și 1, 4. Odată ce am parcurs cu 1 toate elementele din B, vom forma următoarele perechi de numere cu următorul element din A. 2 cu 3 și apoi 2 cu 4. Deci obținem perechile de numere 2, 3 și 2, 4. Iar acesta este produsul cartezian dintre A și B. Să încercăm un alt exemplu. Avem mulțimile A egal cu 0, 1, 3 și B egal cu 2, o mulțime formată dintr-un singur element. Produsul cartezian dintre A și B va fi egal cu: primul element trebuie să fie din A și al doilea din B, deci prima pereche de numere este 0, 2. Următoarea pereche de numere este 1, 2 și ultima pereche de numere pe care o obținem este perechea de numere formată din 3 și 2. Acesta este produsul cartezian dintre A și B pentru al doilea exemplu. Și vom încerca un ultim exemplu, ce mic. Mulțimea A formată din 7 și mulțimea B formată din elementele 0, 2, 5. Produsul cartezian A ori B va fi mulțimea perechilor de numere care au ca prim element un număr din A. Deci prima pereche de numere va fi 7 cu 0. Următoarea pereche de numere va fi 7 cu 2. Iar ultima pereche de numere din produsul cartezian, 7 cu 5. Deci avem 7, 0, 7, 2 și perechea de numere 7, 5. Iar acesta va fi produsul cartezian al celor două mulțimi. Am văzut câteva exemple de efectuare a produsului cartezian. Să vedem în continuare reprezentarea pe un sistem de axe ortogonale. Un sistem de axe ortogonale va fi un sistem format dintr-o axă orizontală și una verticală. Pe una din axe vom reprezenta elementele uneia din mulțimi, iar pe cealaltă elementele celeilalte. Perechile de numere care ne sunt date de produsul cartezian vor fi puncte în planul determinat de cele două axe. Și vom vedea un exemplu de reprezentare grafică a produsului cartezian. Alegem două mulțimi, A egal cu 1, 3 și B egal cu 2, 5. Vom efectua produsul cartezian dintre A și B egal cu perechea formată din 1, 2,
perechea de numere 1, 5. În continuare, perechea de numere 3, 2. Și perechea de numere 3, 5. Pe axa orizontală vom înșirui elementele mulțimii A, 1, ar urma 2 și apoi 3, și pe axa verticală elementele mulțimii B, 2, ar urma 3, 4 și 5. Pentru a ne reprezenta perechile de numere 1, 2, 1, 5, 3, 2 și 3, 5, vom efectua următoarele. Alegem perechea de numere 1, 2. Prin 1, de pe axa orizontală, trasăm o verticală punctată iar prin 2, o orizontală punctată. Punctul de întâlnire a celor două linii va fi punctul care corespunde perechii de numere 1, 2. Vom nota acest punct cu A și va fi A de coordonate 1 și 2. Deci acesta este punctul A care corespunde perechii de numere 1, 2. Pentru perechea de numere 1, 5, trasăm verticala prin 1 de pe axa orizontală și orizontala prin 5. Punctul lor de întâlnire va fi punctul care corespunde perechii de numere 1, 5. Vom nota acest punct cu B și vom spune că este B de coordonate 1 și 5. Următoarea pereche de numere, perechea formată din 3 și 2. Trasăm o verticală prin 3, aflat pe axa elementelor lui A, iar punctul acesteia de întâlnire cu orizontala din 2 va fi punctul care corespunde perechii de numere 3 și 2. Vom nota acest punct cu C și vom spune că este punctul C de coordonate 3 și 2. Iar pentru perechea de numere 3 și 5, vom nota punctul care corespunde acestei perechi cu D și este punctul de întâlnire a verticalei care trece prin 3 cu orizontala care corespunde lui 5. Deci va fi punctul D de coordonate 3 și 5. Cele patru puncte din plan constituie reprezentarea în sistem de axe ortogonale a produsului scalar dintre mulțimile A și B. Să vedem și un ultim exemplu. Ne alegem mulțimile M egal cu 0, 1, 2 și N egal cu 3, 5. Efectuăm produsul scalar a celor două mulțimi. Vom avea perechile de numere 0,3, 0,5, apoi 1,3, 1,5, apoi 2,3 și ultima pereche de numere 2,5. Am văzut în exemplu anterior că fiecarei perechi de numere îi corespunde un punct în planul determinat de cele două axe. Pe axa orizontală ne vom reprezenta elementele mulțimii M, deci 0, 1, 2 și pe axa verticală elementele mulțimii N. Am avea 1, 2, 3, primul element al mulțimii M, și 5, al doilea element al mulțimii N, pe axa verticală. Alegem perechea de numere 0, 3.
ar fi punctul de întâlnire a verticalei din 0 cu orizontala din 3. În cazul nostru, verticala care pornește din 0 este întocmai axa pe care am reprezentat elementele mulțimii n. Și punctul de întâlnire cu 3 va fi acesta, pe care îl notăm cu A. Deci, perechii de numere 0,3 îi corespunde punctul A de coordonate 0 și 3. Urmează perechea 0,5. Punctul de întâlnire dintre verticala care pornește din 0 și 5 este acesta și îl vom nota cu B. Deci perechii de numere 0,5 îi corespunde B de coordonate 0 și 5. 1,3. Verticala din 1 împreună cu orizontala din 3, punctul lor de întâlnire îl notăm cu C și este punctul care corespunde perechii de numere 1,3. Urmează 1,5. Pe care îl vom nota cu D și vom spune că perechii de numere 1,5 îi corespunde punctul de coordonate D de coordonate 1,5. Ultimele două perechi de numere, 2,3 și respectiv 2,5. Ducem verticala din 2 și prelungim orizontala din 3. Punctul acesta se va nota cu E și este punctul E de coordonate 2,3. Și pentru 2,5 vom avea punctul F, care este punctul de coordonate 2 și 5. Aceasta a fost reprezentarea în sistem de axe a produsului cartezian dintre două mulțimi. Rezultatul sunt 6 puncte aflate în planul determinat de cele două axe. Mult succes în continuare!